Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În primul și în primul rând, riscul principal apare din deficitul acesta excesiv care ne îndatorează. Deci noi creștem cu datorie publică tot mai mare, chiar dacă ea nu se vede, că dacă o împarți la PIB-ul care crește și el, vă dați seama, e o chestie elementară din clasa 5-a, dacă A crește și B crește, A supra B nu se schimbă. Și atunci noi ne uităm iluzoriu la datorie pe PIB și spunem, a, păi stai că mai e loc de împrumuturi. Problema e că se împrumută foarte mult România, se împrumută la dobânzi foarte mari. O să vă dau, vă întrerup o secundă aici ca să dau o știre de context. Deci, la acest PIB, mă rog, de 1600 de miliarde de lei, care înseamnă 320 de miliarde de euro, România s-a împrumutat anul trecut 41 de miliarde de euro. O valoare record pentru țara noastră, care este echivalentă cu aproape 13% din acest PIB care este umflat. Cum vi se pare și această situație? Această datorie de 41 de miliarde care a alimentat acest PIB, gândiți-vă că ea s-a rulat un pic în economie. Da. Adică a intrat în economia românească și s-a plimbat odată de două ori în timpul unui an și a mai produs niște efecte pe PIB. Adică noi creștem împrumutându-ne și asta, cum să spun eu, nu poate fi pe termen lung deloc sustenabil. Pe de altă parte, haideți să vedem un pic cu deficitul. Deficitul la un PIB de 320 de miliarde de euro estimat pentru anul ăsta este vreo 6%. Pe 6% din vreo 300 de miliarde înseamnă, din calculele mele așa, undeva la vreo 30 de miliarde deficit. Exact cât datoria de care ați spus mai înainte. 30-40 de miliarde de euro deficit. Ăștia sunt bani pe care guvernul îi pune pe noptiera unor români în decurs de un an și îndeamnă să consume. Ori producătorii români n-au cum să țină pasul cu un asemenea cadou pe care guvernul constant îl pune pe masa românilor. De asta e important să reducem deficitul pentru a putea tempera inflația. De asta toate lucrurile astea sunt legate și creșterea asta economică sau PIB-ul ăsta umflat nu e sustenabil. La prima pală de criză cădem. Și s-a mai întâmplat treaba asta și în 2010, 2009, 2010, când ne-am prăbușit cel mai mult din Europa de Est. Dacă cumva intră vreo țară cu care avem relații comerciale, investiționale în criză, am pățit-o. Gândiți-vă ce înseamnă să intre Olanda, sau care e principalul investitor în economia românească în criză, sau să intre Marea Britanie, către care exportăm de vreo 5 miliarde de euro. Păi, în momentul ăla avem mari probleme și depindem foarte mult de doar de anumite industrii la export. Asta e o altă problemă a PIB-ului. Exportăm în proporție covârșitoare doar autoturisme. Nu avem alte produse de export. Anticipați, cum vedeți anul viitor din punctul acesta de vedere? Asta e anul tuturor alegerilor din 2025. Din 2025, cine reușește să formeze guvernul, probabil un guvern stabil, având în vedere cam cum arată opțiunile electoratului, cel puțin în momentul ăsta, cred că se poate baza pe câțiva ani de siguranță în guvernare. Cam ce anticipați? Din punct de vedere economic, fiscal. Da, anul ăsta este anul în care noi trăim pe caiet. De fapt, guvernul ne îndeamnă să trăim pe caiet, iar anul viitor va veni cu caietul și va trece pe la fiecare dintre noi și ne va spune să-i plătim datoriile. Că, de fapt, aceste datorii nu sunt ale noastre. Și ne va crește TVA-ul foarte probabil, că este cea mai comodă, din punct de vedere tehnic, măsură, deși au un gap de TVA destul de mare și de asta se cam feresc de TVA, că nu prea încasează mult din el, dar și-ar trebui să-l crească destul de consistent ca să mai încaseze ceva din el. Da. Și doi, foarte probabil să ne șicaneze cu impozitul ăla pe venit. Fie îl cresc la 16%, fie îl fac progresiv. Ne vor șicana și cu treaba aceasta. De asta este foarte important rezultatul alegerilor, mai ales al rezultatul alegerilor parlamentare este foarte important, pentru că deja vedem cam care este direcția, care este optica. Și cumva românii pot decide ca lucrurile astea să nu se întâmple, sau cel puțin să nu se întâmple în măsura în care vedem în momentul de față că și-ar dori să o producă actuala guvernare, actuala coaliție. Sau, deci, ca reducerea deficitului sau reechilibrarea bugetului să se facă mai degrabă prin tăierea cheltuielilor inutile ale statului, mai degrabă decât prin creșterea de impozitare și reforme. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.